Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie. Astăzi ne aflăm la Muzeul Național de Istorie din Chișinău, deoarece ne-am propus să discutăm despre vestigiile arheologice descoperite de-a lungul timpului în spațiul Pruton-Istrean. Invitatul ediției de astăzi este istoricul Sergiu Musteață. Domn profesor, bună ziua și bine ați venit la lecție de istorie. Bună ziua și bine v-am găsit. Domn profesor, pentru început aș vrea să discutăm despre coridorul care a constituit această palmă de pământ pentru multe civilizații, culturi de-a lungul timpului. Ați remarcat foarte bine, deci că în primul rând este vorba de o zonă foarte mică, o palmă de pământ între cele două râuri, Prut și Nistru, și că a fost o zonă, coridor i-ați zis, o zonă de tranziție de-a lungul istoriei, într-adevăr. Această zonă a fost tranzitată de mai multe populații în contextul migrațiilor sau în contextul unor activități culturale, economice, politico-militare. Și urmele arheologice pe teritoriul Republicii Moldova, deci, sunt foarte numeroase. Deci noi avem aproape 10.000 de situri arheologice, deci avem peste 6.000 de tumuli care reprezintă urme de înmormântări din diferite epoci, ceea ce demonstrează că dacă am raporta la kilometru pătrat, am fi una din cele mai bogate state sau cel mai bogat stat din lume cu o asemenea densitate de locuire și vestigii arheologice. Deci această mică palmă de pământ românească ascunde multe comori istorice care își așteaptă ziua când vor fi descoperite. Românească a devenit mai recent, să zicem, acest spațiu sigur că nu a fost în izolare și scoaterea lui din contextul regional ar fi greșit. Deci bineînțeles că trebuie abordat la nivelul macro-regional. Deci este parte dintr-un ecosistem care a fost atractiv atât pentru populațiile preistorice, cât și mai departe de-a lungul antichității, evului mediu, perioade moderne și bineînțeles că epocii contemporane. Această zonă devine importantă din perspectiva potențialului economic. În primul rând, bazinurile râurilor care sunt, nu doar Nistru și Prut, ci și celelalte râulețe mai mici, fie că este râul Cogâlnicu sau altele, care creau acea infrastructură necesară pentru agricultură. Și dacă ne uităm de-a lungul istoriei și analizăm din perspectivă cartografică, atunci vedem că densitatea de locuire a fost înaltă și în preistorie, și în antichitate, și în evul mediu, în special în partea centrală. Deci podișul central moldovenesc a fost atractiv de-a lungul mileniilor, deoarece creează condiții favorabile de trai, de activitate economică, dar și este o zonă mai securizată. Zonele de deal sunt mai ușor de protejat în comparație cu zonele de câmpie. Dar și bazinul fluviului Nistru, lunca Nistrului, la fel, a fost o zonă dens populată. Bineînțeles că de-a lungul Nistrului, dacă ne uităm de la izvoare și până la vărsarea lui în limanul nistrean, observăm la fel foarte multe urme de locuire. Avem zonele stâncoase, care la fel au fost populate sau au fost loc de staționare temporară a unor comunități încă din Paleolitic, iar mai târziu, bineînțeles, că râul a fost și un punct de reper în orientarea spre a comunica cu zonele mai joase sau mai înalte, deci a fost, de fapt, o cale de acces. Și râul Nistru a fost un punct de reper pentru mai multe populații, dacă vreți să ajungem și la vikingi, care la fel au folosit această cale de a coborî din nordul Europei și a merge la vale spre Marea Neagră, anume de-a lungul Nistrului. Bun, și a Niprului, dar și altor râuri, dar Nistru a fost printre acele căi de deplasare, de comunicare din Europa de Nord sau din bazinul Balticii spre cel al Mării Negre. Există dovezi că vikingii au mers pe Nistru? Există urme arheologice care demonstrează prezența acestor comunități sau bunuri arheologice pe care le-au descoperit colegii de-a lungul ultimilor decenii în procesele de cercetare, care demonstrează că erau piese foarte des folosite de către comunitățile vikinge. Deci, și dacă discutați cu colegul și bunul meu prieten Ion Tetiuc, o să vă spună mai mult. Pentru el este o preocupare mai recentă, dar devine o cercetare sau încearcă să avanseze în cercetări și demonstrează prin studiile sale din ultimii câțiva ani prezența vikingilor în această zonă sau chiar și urmele unor construcții sau amenajări, în special fortificate, dacă vorbim de cetățuile circulare de-a lungul Nistrului, Alcedar, Echimăuț sau alte care le avem, Rud, mai sus un pic, ar putea fi edificate de către aceste comunități. Care sunt cele mai vechi vestigii arheologice descoperite
în spațiul Prutonistrean. Vin din Paleolitic, deci cele mai vechi urme de locuire, aș spune eu, proto-umană, sunt datate cu 300.000 de ani înainte de Hristos. Wow. Deci nu sunt atât de multe în zonele mai înalte, deoarece vorbim de perioada ghețarelor. Apropo, și celorlalți care ne ascultă și ne privesc, deci în Paleolitic erau ghețari. Deci imaginația că omul primitiv umbla deci prin păduri, prin zone cu vegetație, este eronată. În Paleolitic, până în Neolitic, a fost frig. Și a fost rău de tot frig, deci vorbim de perioada ghețarilor. Și în acest context noi avem câteva urme de grote și peșteri naturale unde s-au adăpostit aceste ființe proto-umane. Deci unde este vorba de ceva? Trinca, Druitoarea Veche, deci dacă ne uităm așa în zona de nord a Republicii Moldova, sunt câteva puncte care au fost cercetate în ultimele decenii de colegii arheologi și în rezultatul acestor investigații s-au scos la iveală mai multe piese arheologice caracteristice paleoliticului mijlociu, dar și superior. Deci de la 300.000 până la 150.000, după care de la 100 și ceva de mii până la 30-40.000. Deci astea ar fi cele mai reprezentative, sau la Cosăuț. Deci Cosăuțul este cunoscut nu doar prin piatra pe care o extragem și o folosim astăzi în construcții sau în lucrări de amenajare, dar în primul rând prin urmele de locuire preistorică și după al doilea război mondial, deci în perioada sovietică și în ultimii ani, deci arheologii preocupați de preistorie au făcut mai multe investigații. Dacă nu greșesc, în zona Valea Morilor din Chișinău, la un moment dat, acum ceva ani, au fost descoperite și oase de mamut. Este adevărat? Da. În contextul activităților, lucrărilor de curățire a lacului, de acolo, în 2009, au apărut la suprafață mai multe urme sau mai multe vestigii arheologice, printre care și oase de maimut. După descoperirea, cercetarea lor, aici s-au implicat colegii de la Muzeul Național de Istoria Moldovei, de la Institutul Național, de la Institutul Patrimoniului, din cadrul Academiei de pe atunci și colegii de la Institutul de Zoologie, care în final au dat și o apreciere că sunt cel puțin oase care provin de la 6 indivizi, mamuți, datați diferit. Unii spun că ar putea fi din Paleoliticul Superior, alții spun că ar putea fi deci, de tranziția de această epoca mezolitică. Oricum, piesele de silix care sunt descoperite, oasele de mamut, demonstrează că această zonă a fost populată atât de către animale, cât și de comunități umane care au vânat aceste animale, deoarece ele au fost fragmentare, adică au fost consumate și urmele acestor oase ne demonstrează că cineva le-a vânat și cineva le-a consumat, adică a consumat carnea sau poate chiar a folosit și anumite oase pentru diferite chestiuni legate de producerea unor piese sau chestiuni utilitare pentru amenajarea vietrei, unii au staționat ei temporar. Însă la Valea Morilor s-au mai descoperit și alte urme care ne arată că sub apele lacului contemporan, și lumea ar trebui să cunoască că este un lac amenajat în a doua jumătate a secolului 20. Înainte de aceasta era o zonă de șes, o zonă agricolă, deci care ducea spre Valea Buiucanilor, iar acolo deci vine sau și acest lac este alimentat de râu, așa un râuleț, astăzi Pârăiaș, Durlești. Au fost descoperite urme de locuire antică, medievală, deci ceea ce arată că zona era destul de atractivă și benefică pentru a fi locuită și explorată din punct de vedere economic. Încă din preistorie și până în Evul Mediu. Un sit arheologic foarte important îl avem la Petreni. Îmi scapă regiunea exact. Raionul Drochea. Raionul Drochea. Când a fost descoperit, ce vestigii au fost scoase la suprafața Pământului, la lumina zilei? Situl de la Petreni, Petreni-Sofia, deci este așa, între două localități, este cunoscut în literatura de specialitate încă din anii 50-60, când s-au descoperit urmele unei așezări cucuteniene, sau mai corect ar fi în cadrul culturii Cucuteni-Tripolia-Ariujd, ar fi denumirea ei completă, încadrată cronologic în mileniile 5-3. Adică acum 7-6 mii de ani în urmă, destul de mult timp în urmă și în partea dreapta noastră se văd piese din cadrul acestei culturi, care este considerată de altfel, pe bună dreptate, prima civilizație europeană. În spatele meu, aici alături, avem una dintre cele mai frumoase colecții ale culturii, ale civilizației Cucuteni-Tripolie, care a existat acum 6-5 mii de ani în urmă. Adevărată civilizație, pentru că în această perioadă au existat ca locuințe, așezări, în care se construiau deja case cu nivel, case de dimensiuni și o ceramică spectaculoasă,
creată de om, până la apariția roții olarului, deci acești meșteri nu cunoșteau rata olarului, dar au reușit să realizeze vase de o deosebită frumusețe, cu un ornament cu totul deosebit, asupra decriptării căruia încă astăzi își mai frământă mințile cercetătorii, nu doar din Republica Moldova. Această cultură se extindea asupra, practic, întreg teritoriul Republicii Moldova, Ucraina și România, deci o civilizație spectaculoasă care a lăsat o cultură materială cu totul deosebită. O parte din aceste piese au fost cândva în expoziții din Grecia, Germania, Statele Unite, la Roma, în Palatul Papei de la Roma. Cei din vest, care nu au pentru această perioadă o civilizație atât de spectaculoasă, chiar s-au minunat de bogăția acestei civilizații, care a lăsat o amprentă bine conturată. Și sigur, avem cele mai frumoase, spectaculoase piese care imaginează femeia în diferitele ipostaze. Se bănuiește că este perioada matriarhatului, când femeia era și cea care ținea focul casei și care, în jurul căreia se desfășura toate activitățile de pe lângă casă și creșterea copiilor, bărbații se ocupau mai mult cu culesul și vânătoarea. Dar avem aici și un, așa zis, gânditor, el este bărbatul, se gândește cum să întreține, bănuiesc, familia sau cum să împace femeia. Avem mai multe piese unelte de muncă, în special din os, dar și din piatră, pentru că este perioada de până la apariția, până la cunoașterea metalelor. Toate piesele sunt descoperite în Republica Moldova. Practic toată zona, în special zona în lungul Nistrului, dar și din partea centrală a spațiului Pruto-Nistrean, o parte din ele sunt descoperite în sudul Republicii, în special aici avem piese din aparținând culturii Gumelnița. Este o cultură care are mai multe afinități spre zona Balcanilor, mileniul 6 înainte de Hristos. Revenind la Petreni, în anii 70 au fost făcute câteva săpături, atunci au fost chiar și primele investigații non-invazive, folosind pe atunci abia inventată tehnologia magnetometriei din cadrul științelor geofizice, iar în ultimii ani, din 2009 încoace, împreună cu partenerii germani, am dezvoltat această tehnologie și am aplicat-o pe acest sit, astfel reușind să observăm structura așezării, iar colegii de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, împreună cu partenerii germani de la Berlin, au desfășurat mai multe investigații arheologice în teren ca să confirme existența locuințelor, construcțiilor, anexelor și multor altor bunuri arheologice care ne arată nivelul înalt de dezvoltare al locuitorilor, purtătorilor acestei culturi, dar dacă vă uitați la imaginile ce reprezintă structura așezării, eu tot timpul le spun și studenților, uitați-vă acum 7.000 de ani, cum oamenii își planificau o așezare, cât de bine gândită, cât de bine organizată, după comunități, străzile, circular, deci fără stații totale, fără GPS, fără multe alte tehnologii pe care le avem noi, dar cât de bine s-au organizat, pornind la o zonă centrală, care este spațiu liber, probabil spațiu comunitar, cu o construcție centrală legată de administrarea sau care aparținea comunității. După care, sub formă de cercuri, sunt amplasate în șiruri locuințele acestor comunități. Se pot observa mahalale, putem observa la fel preocupările privind olăria. În anumite zone unde sunt grupuri de locuințe, apare și un cuptor sau mai multe cuptoare de ars ceramică. Ceramica aceasta care este în partea dreaptă, deci se vede foarte bine nivelul înalt tehnologic. Pentru ca să produci o asemenea ceramică, este nevoie de o experiență, de un volum de cunoștințe, selectarea materiei prime, frământarea ei, după care folosirea a apărut ceroata olarului, au inventat-o, au trebuit să producă aceste vase, temperatură în cuptor bine amenajat, până la 1000 de grade, ca să poți obține astfel o culoare proporțională și o ardere bine ce îi oferă durabilitatea veselii. Și în final, decorul. Decorul este excepțional, deci au avut o viziune artistică, estetică, un gust extraordinar, nu numai în stilul geometric, dar și cel antropomorf sau zoomorf, deci avem elemente diferite, dar simetric amplasate, deci au avut o viziune despre viață, despre cultură și au servit din veselă bine
produsă și estetic decorată. Polonicul apare din cultura cu din Tripoli. Deci lingura o avem de acolo. Deci multe lucruri pe care noi le folosim astăzi cotidian, să știți că au o vechime de 7000 de ani. Când a atins apogeul această civilizație cucuteniană? În a doua jumătate a mileniului 5 spre mileniul 4 ajunge apogeul și... Ce se întâmplă în continuare? În continuare este o scădere, deoarece în mileniul al treilea apar și se multiplică valurile de migratori din Asia, care sigur că treptat le bulversează viața. Și este un paradox, încă nu există un răspuns general acceptat despre faptul cum a dispărut cultura și purtătorii culturii civilizației Cucuten-Tripolie, deci parcă au dispărut într-o noapte. Deci avem urme de așezări, avem urme de bunuri culturale, nu avem morminte, nu avem necropole, mă rog, mai apare câte un mormânt, dar este discutabil acest lucru și se cunoaște foarte bine că ei aveau o practică de a-și arde locuințele, probabil și într-un context ritualic. Dar cred că trebuie să mai cercetăm ca să ajungem la răspunsuri mult mai bine argumentate. Straniu, dar cât de puternică a fost, probabil atât de fragilă, deoarece neamurile migratoare asiatice cred că au fost mai numeroase, cred că au fost mai bine organizate din punct de vedere militar. Nu știm circumstanțele, dar din punct de vedere arheologic se vede foarte clar că purtătorii culturii Cucuten-Tripoli dispar și locurile sunt ocupate de către alte comunități de o altă factură culturală. Și aceasta ne demonstrează că procesul acesta de amestec de populații europene și asiatice a început în această perioadă și a condus spre ceea ce știm noi sau numim noi indo-europenizare. Din perioada geto-dacică, ce descoperiri importante au fost făcute în acest spațiu al românismului, despre ce vestigii, ce cetăți, în special așezări omenești, putem vorbi? Perioada antică este destul de bogată și diversă. Deci, în primul rând, comunitățile tracice, ar fi mai corect să zicem, și o aripă aceasta, deci partea de nordică, au locuit aici mai multe comunități, printre care, pe de o parte, geții, pe de altă parte, dacii. Conceptul geto-dacic este unul modern, care încearcă să cuprindă toate comunitățile tracilor de nord. Dar dacă vrem să intrăm în detalii, cred că ar fi bine să vorbim separat. Geții care au populat zonele de la est și sud de Carpați și dacii din zona montană. Iar în bazinul Pruto-Nistrean avem foarte multe așezări deschise și, noi le spunem deschise, de fapt sunt niște selești și așezări fortificate caracteristice atât primei perioade a epocii antice a Hallstattului, cât și mai apoi epoca latentă. Deci, din perioada hallstattiană avem foarte multe situri care ne arată acea pornire, să zicem, de cultură, de civilizație tracică și aș evidenția câteva dintre ele, cele mai reprezentative, să zicem, un șir de așezări fortificate, cetățui din secole 4-3. Colegii mei care se ocupă le-au catalogat, sau mă rog, noi știm și din contextul repertorului că avem aproape 100 de așezări fortificate antice din spațiul Pruto-Nistrean, din Republica Moldova, iar din această listă, cred că peste 80 sunt anume din secolele 4-3. E adevărat că unele dintre ele se suprapun peste urmele cuteniene, adică purtătorii civilizației Cucuten-Tripoli și-au edificat primele așezări fortificate cu șanțuri, valuri de pământ, palisade, bastioane, iar mai târziu, peste câteva milenii, geții, comunitățile getice și-au edificat așezări fortificate, bineînțeles, din extremă necesitate de a se apăra, deoarece marea lor majoritate sunt cetățui de refugiu în caz de pericol venit din afară și interesant că cele mai multe dintre aceste așezări fortificate sunt amplasate pe suprafața unor promotori înalte. Prima, cred că cea mai vizitată, cea mai cunoscută, nu știu dacă toată lumea înțelege, este vorba de cetățuia getică de la Butuceni. Din păcate, deci, în secolul al XIX-lea, chiar în partea centrală a acestei cetățui s-a edificat biserica contemporană pe care o avem noi astăzi și este în inima cetății, în jurul bisericii se mai vedeau urmele palisadei. Din păcate, intervențiile autorităților bisericești de acolo au distrus urmele arheologice și se mai pot observa în spatele bisericii urmele acelor șanțuri. Este șanțul 2, șanțul 3 și așa mai departe, până la șanțul 5. Deci, practic,
practic acest promontoriu alungit de la Butuceni este o așezare fortificată ce reprezintă un nivel înalt de dezvoltare pentru secolele respective. Săpături arheologice au fost făcute acolo încă din 1946-47 și au continuat până în anii 2000, dacă vorbim de situl getic, iar situl medieval este cercetat până în prezent. Deci, la fel, în microzona Orheiului Vechi avem și alte așezări fortificate din aceeași perioadă antică. Este vorba de situl Potârca, deci malul opus al satului Tribujeni, apoi avem Mașcăuți cetate vis-a-vis de Butuceni, lângă Mașcăuți cetate, deci mai este încă o așezare fortificată, deci practic fiecare promontoriu din zonă a fost ocupat de aceste comunități și fortificat. Bănuiesc din cauza pericolului la care erau expuși, dar mai avem cetăți sau cetățui getice și în alte zone ale Republicii Moldova, deci în ultimii ani, colegii de la Universitatea de Stat din Moldova fac săpături arheologice la Saharna și este așezarea Saharna Mică, Saharna Mare, la fel cu șanțuri, cu valuri de apărare, urme de bastioane, aplicând și tehnicile non-invazive împreună cu partenerii de la Iași, au reușit să reconstituie sau să observe structura așezării și cred că aceste cercetări ne arată la fel un nivel înalt de dezvoltare a unor comunități antice. Aceste monede, în majoritatea lor, sunt din secolele 4-3 înainte de Hristos, este perioada clasică, perioada de maximă dezvoltare a culturii getice în acest spațiu, spațiul carpato-nistrian, când se întâmplau cele mai frecvente contacte cu grecii și cele mai multe importuri grecești au ajuns în această regiune, bănuim noi că se aduceau amfore pe care o să le vedem în continuare, amfore grecești cu ulei, cu vinuri și în locul acestora erau exportate sau schimbate piei, miere, ceară, care era foarte întrebată, dar și cerealele care se produceau în aceste regiuni, pentru care aceștia puteau să lase monede de argint sau vase spectaculoase la roata olarului, de rând cu monedele care le găsim noi în procesul săpăturilor arheologice, sigur se găsește foarte multă veselă, veselă de lux, cu totul deosebită. Grecească. Deci deja aristocrația locală avea cerințe mult mai avansate. În afară de veselă, avem oglinzi din bronz, erau importate tot din centrele de producere grecești cu piese cu totul deosebite. Avem diferite podoabe, fibule din bronz cu care erau prinse hainele, dar și totodată avem mai multe arme, spade din fier din perioada aceasta, noi vorbim de perioada getică, dar și totodată și vecinii sciți care din când în când pătrundeau în aceste teritorii și chiar se sedentarizau și o parte din aceste arme au fost descoperite, spade găsite în mormintele ale sciților. Cu siguranță o vizită la muzeu ar fi neîmplinită dacă nu am vedea această peliche, acest vas grecesc de o frumusețe rară, descoperită la Manta, este un import grecesc din secolul al IV, descoperit într-un tumul din Manta. Foarte rar când piesele descoperite în procesul săpăturii arheologice sunt întregi. Asta a avut marele noroc să rămână întreagă, să fie distrusă și e atât de frumoasă cu aceste fondal negru și figuri roșii, galbene, cu diferite scene mitologice din vechea mitologie grecească care ne o prezintă aici. Sigur, este o piesă de o raritate, cum nu se mai întâmplă în lumea aceasta, care merită să fie văzută și apreciată de către vizitatori. Aici avem amfore grecești, care au fost descoperite în proces săpăturile arheologice, în așezări, în tumuli, în necropole, care ne confirmă încă o dată existența unor relații strânse ale lumii getice cu lumea grecească din această perioadă, de unde și erau împrumutate și aspecte de civilizație, de cultură, afinitate cu cultura grecească pe care o găsim până târziu în Evul Mediu, în spațiul românesc și această influență a fost resimțită inclusiv în cultura materială
și chiar spirituală a comunităților locale. Este secolul 4, 3 înainte de Hristos. O descoperire excepțională care se păstrează la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău o reprezintă și tezaurul descoperit acum 7 decenii în satul Mateuți din raionul Rezina. E vorba de 6 piese de argint și una din aur, de o valoare incontestabilă, care au o vechime de peste 2 milenii. Tezaurul a fost descoperit în primăvara anul 1954 de Arhip Celpan, un locuitor al satului Mateuți. El a găsit tezaurul întâmplător, în timp ce era terenul aflat în apropierea unei păduri. A dat de o colecție impresionantă de piese din aur și argint pe care le-a predat muzeului. Tezaurul este atribuit comunităților getice, care în acea epocă au fondat mai multe așezări în regiunea noastră și sunt datate în linii generale cu secolul 4-3 înainte de Hristos. Tezaurul găsit la Mateuți reprezintă un colan, 3 brățări și tot atâtea verigi. Colanul din argint e decorat cu capete de șarpe și denotă locul important al acestui simbol în mediul elitelor getice. Coloanele erau făcute individual și sunt obiecte unicat. Un colan pe care, credem noi, a fost purtat de către o femeie sau un adolescent, aceasta reieșind din dimensiunile și diametrul acestei piese. Tematica aceasta ofidiană, adică a capetelor cu șarpe, este una foarte des întâlnită în preistorie și în această perioadă inclusiv. Multe dintre podoabele acestei epoci au fost ornamentate în formă geometrică. Piesele din argint cântăresc în jur de 160 de grame. Probabil brățara reprezenta o piesă din proprietatea unei persoane cu rang înalt din societatea getică, pentru că acumularea de aceste materii prețioase era accesibilă doar elitelor acestei societăți și nici de cum populații largi a acestor comunități. Potrivit unor ipoteze, aceste bunuri ar fi fost pregătite ca daruri pentru divinitate, mai ales că șarpele era un simbol al credinței getice. Faptul că aceste piese au fost tezaurizate își găsește explicația una foarte firească din tăinuirea unor bunuri în caz de pericol, când aceste comunități se aflau într-un pericol manifestat de dușmani. Și dacă unele piese au fost găsite în stare fragmentară, altele au rămas intacte. Singura piesă din aur, din acest tezaur, este reprezentată de o verigă de tâmplă, deci nu este un cercel, este o piesă care se era atârnată de părul persoanei care o purta. Respectiv, această piesă a fost confecționată dintr-o verigă cu greutate de 2,5 grame de aur. Chiar dacă lipsesc date precise despre contextul arheologic al descoperirii tezaurului, el poate fi atribuit spațiului din apropierea unui sit fortificat Mateuți la Șanțuri. În apropierea locului în care a fost descoperit tezaurul, arheologii au găsit și oase de animale, dar și fragmente ceramice de vase specifice culturilor cucuteni Tripoli și cele getice. Descoperiri importante au fost făcute și la Cobani, la Ulănești. Despre ce este vorba? Bun, noi dacă am merge, v-am zis că avem peste 10.000 de situri. Practic, fiecare sat de astăzi are ascuns în straturile culturale urme de locuire din diferite epoci. Dacă ați spus Olănești, în spatele meu, de fapt, este vitrina cu unele piese al acelui tezaur descoperit în anii 50, ce reprezintă o valoare excepțională de factură macedoneană, să zicem. Este pus pe seama lui Zoperion. Această descoperire, precum că în cadrul acelei campanii care a mers spre a subordona Olbia, la întoarcere după eșecul său, ar fi cumva depozitat aceste piese. Este vorba de acele cnemide, 4 perechi de cnemide, 6 coifuri, acel opaieț, excepțional, de altfel unicat în mediul acesta al nostru. Prezența acestor bunuri de factură străină în localitatea Olănești, deci ne arată că era o zonă de tranziție, era o zonă de contact cu alte civilizații,
și de fapt ne ajută să înțelegem că și oamenii antici comunicau uneori de voie, alteori de nevoie, în contextul acesta al incursiunilor sau unor campanii militare organizate de greci, macedonieni sau mai târziu de romani. Unul dintre frumoasele descoperiri este tezaurul de la Olănești, deci este pe Nistru, unde s-a găsit un set întreg de coifuri și cnemide. O parte din acestea se află în laboratorul de restaurare, piese deosebite, care datează din secolul IV, un port grecesc, așa și îl numim, care au fost descoperite întâmplător de un cetățean din Olănești. Se zice că acesta chiar și-a îmbrăcat aceste coifuri și cnemide și se plimba cu motocicleta prin sat până cineva a anunțat că sunt piese, dar sunt piese cu totul deosebite, care posibil le-au folosit grecii în nenumăratele lor expediții militare împotriva sciților, posibil chiar și împotriva geților. Toate sunt din bronz, era materialul care cel mai bine putea fi prelucrat și sigur avem aici un opaiț. Un opaiț, un frumos opaiț din această colecție. Unii spun că ar fi, nu opaiț, dar ar fi o piesă care anunță cutremurile, seismurile, care aveau niște bile care, în caz de cutremur, cădeau și anunțau un cutremur. În orice caz, cercetătorii încă discută asupra funcționalității acestei piese. Noi îl numim opaiț, așa cum îl numesc majoritatea cercetătorilor, cu foarte frumoase imagini, figuri zoomorfe. Recent, descoperiri importante au avut loc și la cetatea Sorocii. Vreau să vă întreb dacă aceste ultime descoperiri cumva rescriu istoria acestei fortificații. E adevărat, am realizat săpături arheologice în incinta castelului Soroca, dar ele, de fapt, au avut loc, cercetarea arheologică este în câteva etape, au fost câteva intervenții în perioada interbelică, în anii 30, după care au fost două runde, să zicem, de cercetări arheologice la finalul anilor 50 și 60, când s-a studiat mai mult în interiorul castelului, pentru a fi mai apoi valorificat dintr-o perspectivă turistică, în contextul unor decizii politice de la centru, pentru ca să crească ponderea turismului în societatea sovietică. Noi am, sau cel puțin eu și echipa, am revenit la Soroca în 2012, într-un alt context legat de lucrările de restaurare și acel proiect finanțat de Uniunea Europeană, și ni s-a pus în sarcină să studiem câteva componente legate de structurile acestui castel, ca să înțelegem mai bine cum a fost construit, când a fost construit. Polemica în istoriografie și până în prezent este actuală, deci cui aparține construcția respectivă. Unii susțin că e al lui Ștefan cel Mare, alții zic că este al lui Pietru Rareș. Deci noi cumva prin aceste descoperiri sau aceste cercetări din ultimii ani, cel puțin piesele așa ne arată că la nivelul fundațiilor, din perioada lui Ștefan cel Mare, nu am descoperit nicio monedă, ceea ce ne pare foarte straniu. Apoi, la nivelul fundațiilor, de la nivelul de călcare medieval, în câteva locuri, în afară și în interior, am găsit monede moldovenești de la Bogdan al III-lea, deci urmașul lui Ștefan cel Mare. Și monedă de la Ștefăniță, Ștefan al IV-lea, un alt urmaș al lui Ștefan cel Mare. Și mai apoi, deci, documentul cu Pietru Rareș, care spune că ar fi căutat un meșter de la Bistrița. Deci, părerea noastră este că cetatea, de fapt, a fost construită după moartea lui Ștefan cel Mare. Însă nu excludem că discuțiile despre construcția unui castel de piatră în această zonă de hotar foarte importantă să fi fost inițiate încă în perioada de sfârșit a lui Ștefan cel Mare. Deoarece dânsul avea conexiuni foarte bune cu Veneția, deci nu știu foarte bine, medicul era de acolo, deci aveau legături culturale, economice, și în acest context ne dăm seama că ar fi putut invita un arhitect, un meșter din zona aceasta a Europei, deoarece modul în care este edificat castelul este excepțional. Și faptul că el a supraviețuit secolelor, deci demonstrează perfecțiunea. Deci noi am făcut săpături și în interior și în afară și am observat cât de bine a fost construită fundația, care nu este prea adâncă. Un mit spunea că ajungea până la 5 metri. Nu e adevărat. Fundația are 1,50 m în față, 1,30 m în spate, adâncită în sol. Însă planimetria este perfectă. Apoi, tehnica de construcție. Deci au folosit piatră locală, mortar local, iarăși material ecologic, dar au construit în cercuri. Deci
și au înțesat foarte bine. Deci construcția, astăzi noi avem practic un tot întreg, indiferent de cutremur sau de alte, nu știu, atacuri a cetății, deci ea a rezistat. Faptul că a fost atacată cu arme de foc, tunuri, și am găsit foarte multe ghiulele, apropo, deci noi avem aproape 100 de ghiulele descoperite într-o săpătură arheologică, în cadrul castelului, ceea ce o plasează pe primul loc din tot spațiul românesc, după numărul de ghiulele. Și faptul că a supraviețuit. Celelalte cetăți din perioada medievală au fost distruse, demolate, deci de-a lungul timpului și-au pierdut rolul, prestația și oamenii au mai extras piatră. Soroca a rămas. Partea superioară, crănelurile au mai suferit, dar ele tot timpul sunt primele care suferă cel mai mult. Și anul acesta, cred că ce am descoperit, dacă m-ați întrebat ce am descoperit cel mai important, sunt câteva elemente. În primul rând, un sistem de canale subterane, de fapt, la nivelul fundației, primul rând de piatră, să zicem, pe interior, sub talpa fundației, s-au construit, amenajat canale de scurgere a apelor pluviale și probabil și a ploilor, zăpezilor, dacă se întâmplau. Vă imaginați, la nivelul, deci la primul nivel al fundației. Practic e ceva unic în spațiul românesc. Eu cred că nu doar în spațiul românesc, noi am zis că acest castel este unic în spațiul est-central european, iar acest sistem cred că este performant pentru multe secole înainte. Și se observă la nivelul fundației, la nivelul de călcare în interiorul cetății. Și ce am descoperit noi anul ăsta și am demonstrat că a existat o capcană, acea gură de lup numită, deci la intrarea în gangul cetății, adâncă de 5 metri, iată, deci, după 5 metri și acolo există canal de scurgere. Deci ca să nu se adune apă, deci au planificat din start. Și vă imaginați cum au planificat și organizat ca să fie scurgerea naturală, deci la vale către Nistru. Scopul nostru a fost de a cerceta așa presupusele gropi de lup, care ar fi, din analogii cu alte cetăți, s-ar afla la intrarea în incinta acestei fortificații, fie în afara ușii, fie în coridorul de acces. Și marele nostru noroc a fost că ele s-au păstrat. Am cercetat una dintre ele care este, mi-a permis situația, pentru că din anumite considerente cea de-a doua nu poate fi cercetată la moment. Am ajuns la 5 metri adâncime de la nivelul vechi de călcare din cetate. Este o groapă foarte bine lucrată și se vede că a fost executat proiectul inițial al arhitectului. Jos groapa, noi ne așteptam să fie țăpușă pentru că așa cunoaștem și în alte fortificații care ar cumva ar nimici dușmanii care cad în ea. Aici este pentru noi o surpriză pentru că podeaua este foarte bine amenajată, este cumva netezită cu mortar și sub podea avem și un sistem de drenaj, un sistem de canalizare pentru a evacua apele freatice care sunt foarte în față în această lungă a Nistrului. Probabil ies undeva în afara cetății pentru a scurge apele și a păstra această încăpere uscată. Este interesant că ea la o anumită etapă a fost astupată și în ea, într-un fel, am observat urme de locuire. Ar fi fost o vatră, foarte mult cărbune ars, oase de la resturi de alimentație și în jur de 15-20 de lulele. Capcana de lup, pe care o am cercetat în pasajul de intrare în turnul principal al cetății, cu totul deosebit, neașteptată, care încă o dată ne confirmă că această cetate a fost proiectată de un arhitect care a luat în considerație absolut toate situația landșaptul, apropierea de apă, cetatea este în lungă, deci a înzestrat-o cu un sistem de scurgere, cu drenaj performant pentru perioada acelaltă, nu avem în alte cetate din spațiul românesc și chiar din Europa nu cunosc eu. S-ar putea să existe, dar nu am găsit până astăzi. Aceste descoperiri, deci în continuare, deci arată cât de performantă a fost tehnica de construcție și un lucru deja știut, dar care completează ceea ce am zis eu, sunt acele vecei amenajate în cele patru tururi, câte unul fiecare, cu scurgere internă. Deci canalizare la începutul secolului XVI. Vă imaginați? Deci ceea ce nici în Europa Occidentală nu era. Ei erau făcute cu scurgere în afară. Deci ăștia pe interior au construit și amenajat canalul de scurgere, nu l-am găsit cu ieșirea în afară, deci vedeți seama, deci a fost planificat din start. Deci castelul Soroca este unic în acest spațiu, este central european.
Înțeleg că au fost descoperite și unele urme ale unei posibile cetăți din lemn care a precedat castelul din piatră. E adevărat, domnul Cebotarenco, când a făcut săpături în anii 50, a făcut o secțiune în afară și a dat de urmele unui șanț, presupunând că ar putea fi o cetate anterioară din pământ și lemn. Noi în ultimii ani am făcut săpături și în interior și în afară, deci în jurul cetății mai multe secțiuni și am găsit urmele a cel puțin două șanțuri, unul care de fapt reconfigurează cetatea circulară de astăzi, care s-a suprapus. Arhitecții cumva spun că este imposibil, că nici unul nu astupă șanțul și deasupra șanțului construiește o cetate de piatră, deoarece nu este sustenabil. Nu, noi am găsit și la Orcheiul Vechi același model, deci au nivelat, au astupat șanțul și au construit cetatea de piatră. Și la Soroc avem același lucru. Deci s-au astupat șanțurile, deoarece noi am descoperit nu doar așa probabil un șanț, un șanț foarte clar, delimitat, pe de-a lungul șanțului, urme de bârne care erau înfipte, ascuțite și într-un loc chiar am găsit fragment de bârnă ascuțit, care era la fundul șanțului, adică un element suplimentar de a produce pagube sau celor care vătămări, a celor care nimeresc acolo. Apoi am găsit urmele celor de-al doilea șanț, noi spunem șanțul mare, care deci înconjura practic și cetatea sau cetatea aceasta de pământ și lemn, un șanț adiacent, practic a doua incintă, și în 2019 practic l-am secționat perpendicular și vedem toată structura lui. Deci este adevărat, noi am confirmat faptul că a fost o cetățuie din pământ și lemn anterioară castelului de piatră, dar probabil șanțul mare a fost folosit și de către locuitorii deja castelului de piatră. Au fost descoperite și niște cruci imprimate în piatră, în acele gropi de lup. Am descoperit în 2019 o iconiță din bronz cu Sfântul Nicolae, caracteristică pentru secolul 17-18 în această parte a Europei de Est, iar anul acesta în Gura de Lup am descoperit mai multe pietre din diferite părți ale cetății, cadramente de la geamuri, de la uși, praguri și pe unele, pe suprafața unora erau incizate diferite semne, inclusiv și cruci. Crucile de fapt sunt pe pereții gropii de lup, deci fie când s-a construit au incizat în mai multe locuri, diferite tipuri, fie că a fost folosită probabil la anumite etape de timp și în calitate de temniță. Și cei care erau aruncați acolo, deci petreceau cumva timpul și au incizat. Probabil, acum deci noi doar așa ipotetic vorbim, dar faptul că ele sunt incizate acolo ne arată că această groapă a fost utilitară. Și acum să revenim de la Soroca la Chișinău, pentru că în centrul celei de-a doua capitale românești, Chișinăul, a fost făcută o altă descoperire excepțională, reședința mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni. Care este istoricul acestei reședințe, când a fost ridicat și de ce a dispărut brusc din peisajul Chișinăului? Într-adevăr, am descoperit urmele acestei clădiri istorice cu o încărcătură culturală, emoțională, dacă vreți, destul de mare. A dispărut simplu. În anii 60, autoritățile sovietice au demolat mai multe construcții în contextul chipurilea unui nou plan de reconceptualizare a structurii urbane, dar a fost demolată Biserica Arhanghelilor, Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și în preajmă era și clădirea aceasta sau casa eparhială, deoarece clădirea are o istorie mai veche. Și nu trebuie să ne oprim doar asupra episodului Bănulescu-Bodoni. Deci trebuie să o luăm de la începuturi. Clădirea a fost edificată de către Teodor Sabău la finele secolului XVIII, unele documente ne spun că la 1792. Teodor Sabău, fiind ardelean, a făcut școala în zona austriacă, deci și era un bun, să zicem, vameș, era un ofițer și a fost, nu știu, invitat, trebuie să cercetăm mai mult, să spunem despre istoria vieții lui. A ajuns în Principatul Moldovei și a servit autorităților, fiind responsabil de sectorul acesta de hotar, vama, de pe Nistru. În felul acesta ne dăm seama că era un om înstărit, deoarece și-a construit o casă destul de impresionantă pentru acele timpuri, la nivelul amenajării exterioare, deci coloane, prispă, trepte, dar și subsol. Deci până mai ieri nu se știa despre... Bun, se presupunea că are un subsol, dar nu se știa cât de mare este și noi zilele trecute am reușit să coborâm în subsolul acestei clădiri și să știți că este excepțional. Avem trei săli, una dintre care este aproape cât sala aceasta, înaltă de aproape 5 metri, deci ceea ce înseamnă că omul și-a făcut un
un beș după necesități, deci o pivniță extraordinară. Teodor Sabău era probabil în relații bune cu Gavril Bănulescu Bodoni, ardelen fiind, și probabil când a fost nominalizat să fie mitropolit, i-a cedat casa ca să locuiască în această zonă istorică și mai ales că Bănulescu Bodoni a decis ca Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril să devină sobor. Nu în zadar, se spune vechiul sobor. Deci, de fapt, primul sobor al Mitropoliei Basarabiei și primii ani a locuit acolo, timp în care s-a construit sau inițiat lucrările de construcție a noului sobor, pe care îl avem și astăzi, și a casei eparhiale, pe care nu o avem. A fost în zona clădirii guvernului, care a fost demolată de sovietici, din nou, într-un alt context de reconceptualizare a structurii urbane. Clădirea, deci după ce a plecat, acum trebuie să concretizăm, a locuit până la moarte Bănulescu Bodoni până 1821, 200 de ani în urmă, sau a reușit să locuiască în noua casă eparhială. Paul Mihail spune că a locuit până la moarte, dar trebuie să verificăm în documente. Și după, nu cunoaștem prea multe detalii ce s-a întâmplat cu clădirea, dar Paul Mihail, parohul bisericii respective, venind în 41 la Chișinău, spune că a găsit-o într-o stare deplorabilă. Biserica nu a suferit de pe urma acelor acte teroriste, dacă vreți, ale autorităților sovietice, care au aruncat în aer mai multe edificii economice, culturale, politice, religioase. Dânsul spune într-un articol că a găsit o bombă sub în altar, dar a fost dezamortizată, adică nu a explodat și în felul ăsta biserica cumva a fost salvată și clădirea aceasta a rămas intactă, doar că era într-o stare părăsită. De-a lungul secolului al XIX-lea ea a fost vândută, revândută, cumva nu și-a găsit un stăpân adecvat. Paul Mihail a făcut mai multe demersuri și a reușit să convingă autoritățile ca această clădire să devină sediul Muzeului Bisericesc. A obținut resursele financiare necesare și în toamna anului 1942 a fost deschis Muzeul Bisericesc. De altfel, în Basarabia exista un muzeu bisericesc, creat încă la 1906, a existat în casa eparhială, nouă aceasta, deci din unde este actualul guvern, dar iarăși autoritățile sovietice în 40 l-au, în 41, deci când a mai aruncat în aer, deci sigur că au distrus o bună parte din el și Paul Mihail a hotărât să recupereze sau cumva să fie un nou muzeu bisericesc care să scoată în evidență bunurile cele mai reprezentative ale istoriei și culturii ecleziastice. Și iată, în 42 știm foarte bine că a fost vizita regelui Mihai și reginii mame pe 31 octombrie și într-un document se menționează că a doua zi a fost deschiderea oficială a muzeului. Doar că iarăși nu a existat prea mult. Până în 44, când odată ce Basarabia a fost reocupată de Armata Roșie, a fost nevoit Paul Mihail să adune toate bunurile și să se repatrieze la București și cumva din nou s-a pierdut, s-a întrerupt de fapt existența acestui muzeu care ar merita să fie reluat și recuperat. Deci și în anii 60, după cum v-am spus, în contextul acelor inițiative de reamenajare și restructurare a Chișinăului, a fost demolate mai multe clădiri, printre care deci clădirea aceasta istorică și în 63 a fost aruncată în aer și Biserica Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Deci lumea spune că timp de 3 zile s-au chinuit să o demoleze, deci și dinamita nu i-a ajutat până au făcut-o una cu pământul. Urmele acestei biserici, de fapt, sunt astăzi sub scena teatrului Eugen Ionescu, dar știți că înainte de asta a fost, de fapt, locul a fost nivelat și pregătit pentru viitorul teatru cinematograf Moscova, care ulterior, deci după 2000 și ceva, a fost cedat teatrului Eugen Ionescu. Deci, descoperirea noastră din ultimele zile, de fapt, arată locul, vatra Chișinăului, târgul Chișinăului și, de fapt, scoate în evidență necesitatea unei atitudini mai responsabile față de această moștenire arheologică. Din păcate, în perioada sovietică, Chișinăul nu a beneficiat de cercetări arheologice. Ceea ce avem noi, astăzi, dintr-o perspectivă arheologiei urbane, sunt cercetările din 2009 încoace. Dar și ele apărute tot într-un context economic. Valea Morilor, am amintit, în contextul curățirii, scoaterii mâlului de la fundul lacului, ceea ce avem noi la Piața Veche, în contextul lucrărilor de construcție, ceea ce avem noi la poalele bisericii Mazarache, iarăși în contextul amenajării sau construcției acelui sediu al Moldova Gaz, care, din păcate, a distrus și a îngropat urmele, o bună parte a urmelor fabricii de apă, amenajat în secolul al XIX-lea, și multe alte lucruri care demonstrează că atitudinea noastră
față de această moștenire este una iresponsabilă. Și noi sperăm că acest caz să fie valorificat adecvat și devină un exemplu pentru ceilalți care activează în domeniu, dar cred că și pentru generația tânără care trebuie să înțeleagă ce fel de atitudine trebuie să avem noi față de moștenirea aceasta. Multe dintre piesele descoperite în perioada post-belică, după cel de-al doilea război mondial, și-au găsit locul în mai multe muzee din fosta Uniune, la Muzeul de UNESA, în Moscova, o parte din piese, pentru că vin cercetătorii și încearcă să se documenteze și descoperă că multe piese lipsesc din perioada aceea, care au fost luate pentru documentare în centrele din Moscova, unii cei mai mulți dintre cercetători erau vinzi acolo și s-au uitat să fie întoarse la locurile. Unii au fost întoarse, de regulă piese din silex, deci în cremene, care nu prezintă mare valoare, altele au rămas și astăzi fac față unor muzee ca Ermitarul sau muzee de la Moscova. Și în Odessa avem o colecție întreagă de piese de la Echimăuți, de la Alcedar, deci perioada medievală, de exemplu, la Muzeul de Odessa sunt câteva vitrine cu piese doar din Republica Moldova, unelte, unele chiar piese de podoabă, cu totul deosebit din secolul 9-11, și astăzi, pentru a ne documenta, trebuie să ne ducem, să ne cerem voie, să ne se permite să le documentăm în colecțiile lor. Asta este soarta colecțiilor muzeale, în special în perioada sovietică, care atât de când era totul colhoz. Noua concepție a expoziției arheologice, am inclus un set de unelte de muncă descoperite recent în timpul săpăturilor de la Costești, Ialoveni, când a fost descoperit un mormânt, probabil ca unui meșter care se ocupa de turnarea, confecționarea uneltelor de muncă. Deci avem foarte multe, mai multe seturi de forme de turnat din ceramică, unele s-au păstrat chiar întregi și iată acest meșter, atunci când i-a venit obștescul sfârșit, a fost înmormântat împreună cu tot setul lui, chiar dacă erau foarte, foarte scumpe, deci acesta bănuim noi că era unul din marii meșteri care asigura comunitatea cu uneltele necesare pentru prelucrarea pământului sau chiar arme de luptă din această perioadă. Este vorba de epoca bronzului, o perioadă când deja metalul devine din ce în ce mai utilizat în gospodăria umană, unelte mai performante după perioada anterioară în care cele mai multe unelte erau din piatră, din silex, din os. Practic are loc o revoluție în domeniul industriei uneltelor și armelor. Un alt depozit, la fel de deosebit, a fost descoperit mai multe decenii în urmă la Lozva, Strășeni, în partea centrală a spațiului modern, care de asemenea demonstrează deja arta confecționării uneltelor și armelor. O parte din piese, nici astăzi cercetătorii nu le găsesc funcționalitatea, oricum unele din ele este evident că sunt seceri, altele sunt lănci de luptă, unele se pare că sunt de la carul de luptă sau la oricar, dar și avem un frumos sceptru a unui conducător de comunitate sau de uniune tribală. Această moștenire mai poate fi salvată, pusă în valoare dacă și autoritățile, statul s-ar implica? Eu cred că e o problemă de viziune. În primul rând, statul suntem noi. Deci când spunem statul, să nu încercăm să ne separăm, că statul este altcineva. Statul sunt reprezentanții pe care noi i-am ales să ne conducă. Statul sunt funcționarii publici pe care noi îi plătim din banii publici. Deci în primul rând, deci statul sunt cetățenii. Și fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că este responsabil de această moștenire. Și poartă răspundere, mai ales dacă este într-o funcție publică, într-o funcție de demnitate publică, vorbim de miniștri, vorbim de parlamentari, șef de stat și așa mai departe. Deci trebuie să existe o viziune la nivel de stat, care să spună foarte clar atitudinea cetățeanului față de moștenirea culturală. Din viziune să reiasă o strategie nu declarativă, o strategie susținută de un plan de acțiuni și un buget adecvat. Deci, cultura înseamnă
dezvoltarea durabilă. Iar această, sau acest nivel de dezvoltare poate fi obținut prin investiții în domeniul educației și culturii. Vrem o societate mai bună? Vrem o societate democratică? Păi porniți de la educație și cultură. Nu vei atinge un nivel de economic dezvoltat dacă nu vei avea o comunitate pe măsura acestor tendințe economice. Moștenirea este a tuturor. Moștenirea culturală ne reprezintă și noi avem mare responsabilitate să o păstrăm și transmitem generațiilor următoare, asigurându-i autenticitatea și integritatea. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie interesantă. Eu sunt sigur că ne vom mai revedea în cadrul unor discuții la lecția de istorie. Cu mare drag! Succes în ceea ce faceți! Da, vă mulțumim, doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune!